Bună ziua, tot 1 iulie n-am terminat. Mă răcori o leacă, luai niște apă rece de la zvorul ăsta de aici, de la baraj, de la Budeța. Să iau linia înapoi la muncă. Buldoș, cum îți spuneți? Furnicuțele. Ultimul rost. A jumolit-o ăștia? A jumolit-o, dar mai rărit-o ei puțin. Așa le-am făcut siluete. Siluete. O bandă pe spate să pară să lumine de alea. De impresia că e o grijă metalizată, asta, furnicuță mic. Buldo. Irnano fiind de 008. Ia să încerc mă și pe aici, olea, că nu dă dui deloc azi pe aici. Ai foame la pește, domn? Să vă dau apă rece. A, aveți bere rece, da, și mai bună. Eu îmi iau o mură de asta. Trebuie să-mi iau niște de astea. Încă broasca. Încă carasul. Vreau dacă sunt pe urea. Hai să încerc cu blițe. Aici, ce zic, mă? Bine că aici mai umbră. E ce umbră aici. Lății sunt pe deasupra că fac cercuri. Opa! Toate pe deasupra mea. Sticla cu mine aici. Bă, biscuțul. Părul prea uscat. Da, 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 da. Nu cred că mai bine nu vreau până. Oare nu cred. Chiar pe piatra, nu cred că mai bine. Trebuie de aici ultimii oameni. Așa, cred că la locul meu pentru că asta ocupă. Și un loc bun. De fapt, cu toată viteză. Atenție la pietre. Nu se vede mai bine nimic. Hoba, țineți de pe voi!
Это уже стоит. Масса. Пусто. A revenit că pe partea aia e jale, nu trage nimic. Da, păi apa aia o luai de acolo. Aici am magia mea. Cum bag, cum scot. M-am împrietenit cu ăștia de aici. În zona aia. Dar și cu ăștia pe dreapta. Între Alexandria și Tinere, ce regi mare? Între Alexandria și? Și Alexandria și Tinere. Ah, păi e normal, cu permisul de pescuit. Nu e regiune de frontieră, trebuie pe râu? Nu, no, păi e râu. Aha. Pe râu vedea și pe râu Telerna. Da, da. Nu, vă controlează nimeni de pe râu. E râu la vreo 30 de kilometri de graniță. Da, e un râu care are multe locuri frumoase, că nu cu păduri, cu astea frumos, cu pominanți, vârtejuri, ape adânci de era să mănec. Mergeam cu șoldari și am pus piciorul lângă un pom, nu, nu știu că nu sperea să vede nimic. Să vede așa, cam albastru, nu? Și când am pus piciorul să mă duc în jos, dacă am văzut că nu simți fundul, mă altul repede înapoi. Ia uite bă frate, și-am mai pățit așa pe dâmbovnicul ăla la ligarul de jos, pe râu. De să pase de așa natură râul și era pe distanță de un metru, dar era o gaură, parcă era un bloc cu 10 etaje. Deci nu-i de dai de fund. Și părținea că am mers pe râu la deal așa, dând cu buldocul după clea. Și zic, ia uite frate ce... Ce surprize îți oferă o apă mică. Păi prietenul nostru nu s-a îndecat la Valea Mare. Apa aia mică vine și ea mare și nu se știe ce sapă atunci. Păi da. Dar prietenul nostru s-a îndecat la Valea Mare. Pe râu... Pe la Miove dincolo. Dădeau după Mreana. S-a îndecat. A fost cu niște băieți din... Cu un neion din Budeas așa. Cual băiat zice, erau trăinși. El pescuia mai jos cu șoldarii pe el și ei mai sus. Mai se uita, zice că se uita la el când scotea peștile, îl băga stânga-dreapta să-l bage în sacoș. La un moment dat, fiecare și-a văzut treaba lui, numai că ăștia când s-au uitat nu l-a mai văzut. Și când s-a luat de mirare, bă, zice, la unde fi, mă, băieți? Doctorul îi zicea ei, era doctor veterinar, la unde e aia cu câini din... Ați auzit? Am auzit ceva de curând. Da, a și... fost ceva timp, nu acum de curând. Nu acum de curând, anul trecut mi-ți spune. Și... Unde o fi doctor, unde o fi doctorul? Și până la urmă s-a dus, a găsit un om pe... sus pe taluz. A întrebat, ați văzut cumva vreun beac pe un pescare? N-a văzut nimic. A anunțat poliția și a început căutările. De la... L-a găsit după 3 săptămâni la baraj, la Valea Mare. L-a adus apa, corpul. Acum nimeni nu știe. Numai Dumnezeu știe realul, adevăr, da. Păi da, dacă se face rău și ai și șoldarea aia care te umpli cu apă, da. Păi ea te trage în jos. Da. Că rău poate să-ți să fac. Eu am ațipit la volan și am intrat cu mașina în pod, așa și el, nu știi când se face rău. Doamne, îți pierzi... Păi da, și eu am avut noroc de la Dumnezeu, că... În fața mea era tirul, vă dați seama? Deci, dar nu știu ce tir a fost, că nu m-am ținut nimic. Aveam o oboseală cronică. Am dus-o pe semnă la țară, că m-am întors, am dat drumul la căldură, eram frig 1 noiembrie. Pe am dat drumul la căldură, când am ieșit de la Albăta din pădure, am căscat așa lung. Mi-a zis sora mea, bă, tu ești cam galben, păi te trebuie să te unei alergam pe-n țară după filme, după asta. Dormeam așa, am început să mai dorm așa puțin de tot, 3-4 ore pe noapte și ziua muncesc.
la filme, la astea. Și treaba a fost că după ce am dat drumul la căldură, m-am gândit că nu e bine, să dau drumul la frig. Și am dat drumul la frig și nu cred că a mai durat puțin 10 secunde, nu mai știu ce mai. Că m-am trezit cu mașina în pod. Am fost la spital, a venit poliția. Și în dreapta erau la vreo 30 de metri, erau oameni în stație de autobuz. Că eu când am intrat în pod atunci și m-a izbit, atunci m-am trezit. Mi-am revenit. Mă durea pieptul, m-a durut pieptul 3 luni, 2 luni jumătate. Ăștia făcea, domne, păi dacă zic, să chemăm salvarea, da, chemăm salvarea. Aveam meniscul rupt de la alt accident de mașină, mi-a pus unul, era cu bicicleta, am pus mașina în față, a luat viraj și nu mergea în unghiul mort, nu se vedea așa. Mi-a pus mașina în față, am intrat cu bicicleta la cea mai mare viteză în mașina lui, am luat oglinda lui în pantalonii mei, am sărit, așa s-a întâmplat. Am sărit 7-8 metri cât am sărit peste mașina lui și mi-am pierdut cunoștința, am rămas întins pe șosea, mort. Când mi-a revenit întins pe șosea, plângea femeile alea care mai se ocupă cu prostituția. Mi-a zis un taximetrist, că am povestit lui după aia. Păi am auzit, domne, de accidentul ăla face. Și cam singura care frânea erau femeile alea care stăteau ăsta. Acolo, da. Și după aia mi-a revenit, m-a ridicat. Mai greu. Și după aia am rămas cu niște gâlme de alea la picioare laterale, așa. Ca niște pietricele, ca niște nuci, așa mi. Păi că ăsta pe stângul s-a mai tras. Intra, ieșea, intra, ieșea. Le mai băgam cu mâna, că eu nu m-am dus la controle la alea. Și mă, da, ce se repede asta. Și când m-am dus la gole să dau scufundat cu buldă scufundător, mâncau bletele scufundat, m-am așezat așa pe vene, cum stau acum. Dacă m-am așezat așa, ia uite, bă, parcă e pus-o în gură. Ce-a mâncat ăsta până acum, dacă e nebunie? După masă. Și când am dat să mă ridic, am simțit că e gâlma aia la dreapta, la picior, că nu intrase acolo. În picior. Și am forțat-o, m-a ridicat așa, forțat. Și am rupt meniscul. Și după aia, de la accidentul de mașină, m-am izbit cu meniscul, cu piciorul, de nuchi un bord. Mă duceam mai aproape așa de. Păi am fost pe la spital. Dom'le, ai un os mic aici de rupt, de dădesubt, lasă. Păi și îi punem de astea sau merge natural? Că zice el să plătești natural. Păi lasă, dom'le, natural așa. Nu mai avea niște dureri, dar cred că s-a mai reparat ceva acolo. Meniscul nu l-am reparat, că după aia mi-a virusat unii site-uri, nu mai aveam bani, nu mai avea nimic. Și mi-a dat să mea 30 de milioane să mă operez. Mă costa operația 20 de milioane cu totul. Și zic, bă, banii ăștia îi bag, mai îmi fac o dată site-ul. Am dat 15 milioane și m-am operat. Acum merg așa, neoperat. O perioadă s-a mai simțeam așa durere, dar cum nu prea mai simt așa mare durere. Numai că nu-l forțez așa. Și așa am petrecut eu până acum. Acum fac filme, conduc mașina și gata. Măi. I-am luat o oglinză retrovizoare de unghiul mort acum, nu mai. Și sunt pe teren toată ziua la pescuit. Să învăț oamenii un stil nou. Multă lume s-a apucat să dea la muște, dar li se pare greu la început, așa e, dă-mi cu musca asta. E artificială, eu la început nici știam să prind pești, mă păcăleau bibanii de unul prindea la ață și la muscă îl prindeam. Și am văzut eu care treia cu pește, că sunt rapizi ăștia. O scuipă de n-ai zici că nici n-a pus gura.
Dar vreau să mă duc pe râurile alea să dau și la un pește mai mare. Au fost ăștia, Paul nu prea a făcut treabă. Trebuie să te duci cu barca. Stai, mă, tu ai jos. Tot și eu mai lejer. Ați fost și ieri? Am fost și... Ați dat iar. A, am dat iar? Da. Păi trageți-l ca să... Că e departe, acum aș... E tot agățată? Mai dă. Păi ești încă frumos zăcut. Este iarbă. Mai zis să rău niște prieteni că vin și... Prea ne venea să creadă că trage peștelică. M-ai chemat într-o zi și n-o prins. Acum peștele încearcă, știi eu cine-i la volan. Dacă știi să-l păcălești bine, dacă nu. După ce am învățat un prieten să dea la musculție, m-am dus pe Valea Olpului și prindea clean și avat de trei odată. Și luam... După aia el lua singur, noi nu mai luam, mai eram eu cum bea și noi nu luam nici. Aveam un băț foarte mult. De la prima partidă mai luasem cu ăla vreo 7 kg, dar la partidă parcă era blestem, nu luam nimic. Și mi-a zis, băi, Gabi, face așa, pac, 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 încerc, parcă și acolo văd. Și zice, fii atent care e faza, toată treaba e din închietură. Pac, 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 avea tacuri. Cum îi jongla musca, țic, țic, trăgea câte un pic. Să-l fenteze pe pește. Trebuie să ai și răbdarea de fier. Când ai răbdare și dai de 2-3 ori și vezi că nu trage, te-ai plictisit, gata. Poate peștele în timpul ăla când stai așa, el o urmărește. Noi zicem că le tragem doar așa la mișto. Dar el o urmărește să vadă. Până să convinge el să o atace. Și dacă vede că continuă să miște natural, el atunci nu mai e suspicios, pac, să o vânează. Dacă îi dau de 5-6 ori și el o urmărește și m-am plictisit și o trag repede afară, gata. Nu mai prind.
după canal ca să murdărește râul. Păi da, altul.
Culegă-l ea.